For the last fight of the evening, we're going to 65 kilograms. And we're going to have in the blue corner a guy from Chisinau, Republic of Moldova. 30 years old, 1.68 tall. Coached by Anatoly Ignat and Gennadian Pilogov. Holding a very impressive professional record. 40 wins, including 21 KOs, 14 loses, and 3 draw. Fighting out of the blue corner, Maxim Răilean! Main eventul serii, Maxim Răilean împotriva lui Ionuț Atodirezi, este la categoria 65 de kilograme. Maxim Răilean, un sportiv din Moldova, care a avut și el o pauză după care a revenit anul trecut, în decembrie, a avut un meci Maxim Răilean la KOK în Republica Moldova, la Chișinău, și a câștigat atunci o luptă împotriva unui sportiv român. Victorie prin knockout obținută de Maxim Răilean. Iată acum venind în România și luptând împotriva lui Atodiresei. 40 de victorii, 14 înfrângeri, 3 meciuri terminate egalitate pentru Maxim. His opponent is coming from Fălticeni, Romania. 35 years old, 1.62 tall. His club is Absoluto Cotroceni and his coach Daniel Gheorghiță. Holding a professional record, 50 victories and just 10 defeats. His nickname is Pitbull. Fighting out of the red corner, Ionuț Atodirezi. Ionuț Atodirezi a ajuns și el la 36 de ani, un sportiv care practică de peste 20 de ani acest sport de contact. Mai exact de vreo 22 de ani Ionuț Atodirezi stă în sală și în ring, bineînțeles. La profesionist, 50 de victorii, 10 înfrângeri, nenumărate alte victorii. E sărit bine de 100 de lupte cu cele de la amatori, undeva la vreo 150 de meciuri pentru pitbull-ul din Fălticeni, Ionuț Atodirezi. Cred că este pentru puținele dăți în cariera sa când are un adversar de o mărime aproximativ egală. De obicei Ionuț Atodirezi avea adversari cu un cap mai mare decât el. Da, va fi un meci interesant între cei doi sportivi. Dacă nu uităm la fizicul lui Atodirezi, dar și al adversarului, cei doi luptători arată foarte, foarte bine pregătiți fizic, atât Maxim Răilean, cât și Ionuț Pitbull Atodirezi. Maxim Răilean, în urmă cu 3-4 ani, cotat unul dintre cei mai buni luptători din cadrul circuitului King of Kings. Maxim a câștigat de numărate piramide de 4, dar și de 8 în cadrul galelor KOK. Spuneam, Octavian, că iată-l pe Ionuț, între puține des când are un adversar nu foarte înalt față de el, că de obicei aveau cel puțin un cap mai mare decât el. Da, dar treaba asta nu l-a împiedicat niciodată să fie deosebit de viu în ring, să-și facă treaba. Da. Și se întreba lumea despre Maxim Răilean și fizicul său la cântarea oficială. Arată foarte bine, le-am spus că nu știu dacă mai profesează, dar de meserie este pompier acest moldovean. Începe prima repriză. Bătrânul Atodirezi în gardă inversă. Da, nici Maxim nu e atât de tânăr, că și el are 30 de ani. Sunt acolo. Da, totdeauna Ionuț cu gardă inversă, brațul său de forță, brațul stâng. Hai! O revenire după o accidentare suferită după două meciuri pe care le-a avut în Asia. Atodirezi pică la podea acum. A avut două meciuri în Asia, unul pe MMA, unul pe kickbox în Japonia și în China, și a suferit o accidentare la un genunchi și o operație Atodirezi. Low kick trimis de Maxim. Încă o stângă prin garda lui Atodirezi această dată. Te pasă înapoi adversarului.
E ultimul mohican rămas în activitate din garda veche de luptători. Mă refer la cei care au început să se facă, mai știu, e și Tolea. Pe la începutul anilor 2000. Mai e și Tolea, dar Tolea a apărut mai târziu. A apărut mai târziu, exact. Chiar dacă e mai bătrân decât toți. A, Tolea are o vorbă. Domnule, eu sunt ca vinul. Da. Pe măsură ce cresc în vârstă, sunt și mai bun. Bună lovitura mediană trimisă de Atodiresei. High kick al lui Răilean. Parat, parat. Da, blocată lovitura. Mie-mi place tatuajul cu Ștefan cel Mare al lui Ionuț Atodiresei. Da. E brand pentru el. Sigur. Ca multă tatonare pentru cei doi, acum s-a dezlănțuit un pic. Sunt la 65 de kilograme și da, am avut grei sau semi-grei care au luptat ca niște... Da, e numărat Atodiresei, cred că... Muște, dacă vrei, și uite ce se întâmplă aici. Da, nu știu unde am casat-o. Da, cred că a fost o mediană ceva mai devreme sau poate doar o... Din mișcare s-a auto-accidentat cumva Atodiresei. 7 8 3. Da, nu mai poate lupta. Cred că e o accidentare. Acum nu știu dacă accidentarea a survenit datorită unei lovituri sau din cauza faptului că, nu știu, o mișcare din corp, ceva de genul ăsta. Trebuie să revedem momentul. Învingător knockout tehnic, așadar, în prima rundă Maxim Răilean, acesta a fost main eventul Galei Colosseum. Da, am văzut aici când a încasat o lovitură Atodiresei, mediană, după care a mai încasat, poate din acest unghi o să vedem exact ce s-a întâmplat. Iată, lovitura mediană încasată pe sub cot de Atodiresei, a venit o lovitură cu brațul drept. Imediat Ionuț, cred că a simțit ceva mai târziu această lovitură și a trebuit să se oprească, să se dovedească învins de adversarul său, de Maxim Răilean. Din păcate, datorită acestei accidentări, se oprește un meci care arăta promițător între Ionuț Atodiresei și Maxim Răilean. O victorie obținută de luptătorul moldovean și iată, discută cei doi acum. Despre ceea ce s-a întâmplat în ring. Winner by Blue Corner, Maxim Răilean! Victorie prin knockout tehnic în prima repriză pentru Maxim Răilean după accidentarea lui Ionuț Atodiresei. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la această gală și vă așteptăm și pe 20 aprilie la următoarea gală Colosseum de la Iași. Au fost pentru dumneavoastră Octavian Pescaru și Valentin Halacenco. O noapte plăcută!